seara sau bună ziua, cum vreți să-i spuneți. Cineva îmi spunea de curând ceva interesant, domne, că în mall-uri, de exemplu, nu găsești magazine de piese auto. Mi-am făcut cruci. Păi, ar mai fi acest lucru în mall-uri sau în magazinele de bricolaj. Ce, n-ați văzut în magazinele de bricolaj firme care copiază chei? Știi? E, dacă să ajungi în mall și să cumperi, și te duci să cauți un magazin de piese auto, e interesant. Ați văzut, te duci în mall, e Flanco, Altex, Cora, Carrefour, Poșan, întinși de... În fine. Când e Black Friday, toată lumea cu televizorul mare cât casa în coș, că dă afară din coș. De vreo 2 metri, știi? Diagonală. Cu piesele auto este în felul următor. Deci, gândiți-vă cum e televizor. Aveți aripă originală de Volkswagen Passat? Nu, dar vi-o aduc în 2 zile. Mai stai ce mai stai un pic? Da, casetă de direcție completă, cu planetare, pentru nu știu ce mașină. În 3 zile vi-o aduc. Dar lichid de parpriz de nu știu cine. Da, apă de mineralizată sau distilată de nu știu cine. Dar, ce să mai spunem? Lunetă, eu știu, catalizatoare și toate cele. Păi, na. Asta e magazinul din mall de piese auto. Hai că mai cumperi kiloți, pilote, canadiană, fuste, rochii și astea de la magazinele din galerii. Dar să nu ai tu televizoare, calculatoare, telefoane, tablete. Mai e și zona food. Da, blugi, încălțăminte, costume de haine și ce mai vrei tu, ochelari, asigurări, flori, prăjituri, dar să cumperi tu piese, să nu ai tu un mall, un magazin de piese auto în care să te duci să dai comandă la piese auto de o aripă originală, neagră, de Dacia Logan. Sau o casetă de direcție, mare cât casa, cât un televizor de 2 metri, care nu încape în coș. Parcă și văd. Păi am fost, mi-am luat o geacă de blugi de la CCC, mi-am luat televizor LED, QLED, Ultra HD, de 2 metri, diagonală, și mi-am cumpărat și casetă completă de direcție. Practic, ce naiba? Doar asta mai trebuie să trăim. Nu? Interesant. V-am zis. Mulți o să zic că da. Ah, și am uitat. Și 1 kilogram de ceapă și de pâine și de roșii. De la Carrefour sau Cora sau Auchan, știi? Adică n-am. Îl mai cumpărăm de la... și 2 pâini, și 2 pâini, și 2 pâini. Deci 2 pâini, 1 kilogram de roșii, de ceapă. Hai să vedem ce am mai cumpărat. Un televizor de la Altex de 2 metri, o planetară că e mai mică, sau o casetă de direcție că e mai mare cât televizorul, o geacă de piele nu știu de unde, o încălțăminte nu știu de unde. Ce n-ai, mă? Coșul ăla duce o viață întreagă. A, și un calculator, dar nu, știi, carcasă de server,
Mare cât casa, are vreo 50 de chile până când o ridici tu, goală, cu 70 cu piesele dinăuntru, știi? Și tot așa, și tot așa. Iată, mintea lor. Adică cum să nu ai, domne, un magazin de piese auto? Ce, să nu vinzi ulei de la Motul? De la Castrol, Havolin, Texaco, Elf, Mobil, așa, separat față de celelalte magazine. Lichidă parbriz de la GTX, Pro X și alte tâmpenii. Nu se poate. Să nu ai tu o planetară și o aripă lângă televizorul de 2 metri. Păi da, ce să faci? Asta e. Ce să-i faci? Așa ne duce capul, așa gândim. Este parascovenie, mie mi se pare că este fix ce nu ne trebuie.